dragilor, și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Machiajul meu este un pic cam topit, din câte se vede, sunt machiată de la 7 dimineața și ceasul este deja 4 și părul meu arată cam ciufulit pentru că, din nou, am prins aglomerat pe autostradă și mi s-a topit și machiajul și părul arată în toate felurile. L-am strâns și acum l-am desprins un pic, am dat puțin cu peria în el să arate cât de cât prezentabil, să zic așa. Astăzi am petrecut timp foarte, foarte frumos alături de Priscila și de familia ei. Ne-am bucurat de momentele împreună. Copilașii s-au distrat de minune, nu mai zic. Alana cu Nathan, de nu s-au iubit acolo, se luau în brațe și dădeau pupici și tot așa. Catalea cu Milada. Și da, ne-am bucurat foarte, foarte mult. Vreau să vă arăt, pentru că m-a dus Priscila în magazinul unde merge ea la New Life. Da, New Life. Ziceți așa. Și aici am cumpărat o grămadă de chestii pentru doar 29 de lire. 29,90 sau... Stați așa un pic, am bun aici. 29,06. Da, foarte multe chestii. Dar întâi de toate, vreau să vorbesc cu voi despre subiectul dentist. În vlogul trecut v-am întrebat, eu vă ziceam experiența mea, că am fost cu fetițele și dacă vă interesează mai multe detalii, vi le-aș putea da, doar dacă sunteți interesați, să nu, nu știu, să nu vorbesc așa și pe nimeni să nu intereseze. Și multe dintre voi mi-ați zis că v-ar ajuta să vă vorbesc despre experiența mea cu dentistul. Bun, trebuie mai întâi să vă înscrieți. Noi am așteptat foarte, foarte mult după înscriere. Ce-i drept, dentistul unde suntem noi nu este nici cel mai scump dentist, nici cel mai ieftin, este undeva la jumate. Trebuie să ai un check-up la fiecare 6 luni. Tu ca adult plătești, noi plătim cred că vreo 30 de lire, dacă nu mă înșel, doar să îți controleze, să vadă dacă ai ceva de, nu știu, de lucrat, vreo carie, vreo ceva. Eu cei drept majoritatea cariilor mi le-am făcut în România. O singură carie mi-am făcut-o aici, carie. Mi se spărsese dintele și nu sunt mulțumită, zic sincer, și-am mai dat și o căruță de bani. Am dat vreo 200 și ceva de lire. Nici nu mai țin minte, da, știu sigur că 200 și ceva de lire, pentru că mi-am ales plombă albă, adică plombă privată. Dacă ți alegi plombă pentru NHS, este plombă din aceea gri și eu nu vreau, toate plombele mele sunt albe, nu vreau să am alte culori în gură, după ce că dinții ăștia ai mei de jos sunt strâmbi, nu vreau să am alte culori în gură. Bine, sunt strâmbi, este altă poveste. De la măselele de minte cresc așa și ping toți dinții și de aceea. Și dacă vreți să vă curețe tartru și să vă facă poli și așa, acolo plătiți mai mult. Mi se pare că la noi este 50 de lire de persoană. V-am zis, sunt dentiști care sunt și mai scumpi, sunt și mai ieftini. A noastră nu este cine știe, dentistul nostru nu este cine știe ce. Iar pentru fetițe este gratis până la școală și li se face o verificare odată la 3 luni. Mie mi se pare foarte bine, mai ales pe gratis, mai ales cum am zis eu că Alana are câteva problemuțe din punctul meu de vedere. Cineva poate să o verifice și Catalei nu-i face nimic decât se uită și dă cu un fel de pastă pentru demineralizare, sper că zic bine. Dar nu-i face nimic altceva, dar pe mine mă bucură că este gratis și se uită cineva la ea. Bun, tu ca femeie, din momentul în care ai rămas însărcinată și ești înscrisă la dentist, eu eram înscrisă pentru că am suferit o operație la una dintre măselele de minte. Bine, a trebuit să mă duc la spital, a fost mai complicat la mine, a trebuit să-mi tai un pic din os, că a avut să se măseaua de minte prea multe infecție și îmi putrezise un pic osul maxilarului. Cred că zic bine, sper să nu zic prostii pe aici. Și a trebuit să mă adorm, în fine, asta e poveste de demult, dinainte să rămân însărcinată cu Catalea. Și de atunci m-am scris eu la dentist.
Și dacă sunteți însărcinate, din momentul în care voi anunțați că sunteți însărcinate și aveți dovadă că sunteți însărcinate, de exemplu midwife, GP, ca să aibă ei în evidență ceva că voi sunteți însărcinate, aveți gratis până în momentul în care copilul împlinește un an. Deci cam asta este despre dentist. Acum eu v-aș sfătui să vă căutați un dentist bun, nici prea scump, nici prea ieftin. V-am zis, mie mi-au lucrat la o măsea și nu am fost mulțumită. Eu nici acum nu pot să mănânc în partea dreaptă, pentru că eu când fac așa, când strâng așa din dinți, pe mine mă doare. Nu mi-a atins nerv, că mi-au făcut și radiografie, mi-au făcut și tot. Nu știu exact ce se întâmplă și vă zic sincer, de că să mă mai duc să mai dau încă 200 și ceva de lire iarăși, pentru că este o măsea spartă între două și trebuie să lucrez două măsele. Ca să mă înțelegeți, și eu trebuie să plătesc doi dinți. De aceea, costă atâta, am zis că poate ajung în țară și îmi fac în țară și, dar în fine, asta e altă poveste. Cam atâta cu dentistul, nu știu dacă am omis ceva, întrebați-mă. Cred că asta e tot ce aveam de zis. Dentistul nu este gratuit aici, v-am zis cazurile în care este gratuit, trebuie plătit și na. Cam atât. Acum să vă arăt, pentru că copilașii sunt joși, deja nu m-au răbdare. Catalea nu a dormit. Alana a dormit foarte puțin în mașină și deja sunt așa foarte obosite. Bun, să vă arăt așa ce am cumpărat. Știți din vlogurile mele că eu sunt nebunită după aceste UGG-uri. Bine, UGG-uri nu sunt de la... nu sunt originale, sunt un fel de copii, un fel, sunt copii, dar mie îmi plac foarte mult, sunt foarte comozi și am găsit la un preț de 5 lire, 4,99 lire, un preț extrem de bun, nici la Primark nu-i găsești cu prețul ăsta sau pe Shein, nu găsești, numărul 5, foarte, foarte drăguți, aveau și pe negru, doar că aveau mărimea... Mi-aș fi luat și pe negru, doar că n-aveau mărimea 5, nu știu ce mărime aveau, oare 6 sau 8, nu știu oricum, ori era mare, ori era mică, nu era mărimea mea. Aici a ales Catalea o rochiță, adică mie nu prea îmi place, dar și a ales-o ea, n-am avut ce să fac, o rochiță așa pentru iarnă, ei îi place, nu știu dacă o să o poarte, vă zic sincer. Dar și ales-o ea, a fost 4,99 lire, este drăguță, doar că ea nu poartă, să vă explic și de ce nu cred că o suporte, ea nu suportă bluze din acestea pufoase pe ea, i-am mai dat eu una și cea cu mănâncă pielea, am încercat să explic, dar nu m-am înțeles cu ea, tot ea și-a ales această rochiță, aceasta am pus-o pe mine și nu cred că e din aceea care mănâncă pielea. Aceea nu știu de la ce firmă e. Aceasta este de la River Island. Nu știu dacă are... N-are vreo etichetă ceva să văd de unde este. Nu, habar nu am. Uitați cât de frumoasă este. Toate că este mărimea 2-3 ani. Dar, cum am zis, dacă apucă să o poarte... puțin timp la iarnă, este tot mai bine, că oricum îi rămâne Alanei. Foarte, foarte drăguță. Ei oricum a început să-i placă stilul acesta de prințesă. Așa, i-am mai luat un tricou, pentru că mai trebuia să mai aleg un... și aceasta a fost 6,99 lire. Un preț foarte bun. Trebuia să aleg... Oare 10 produse la 10 lire, cred că așa era. Și am luat Catalei acest tricou. Este un pic cam mare, este mărime mare, 6-7 ani, dar oricum acum nu o să-l mai poarte pentru că vine iarna și pentru la anul o să fie tocmai bun. Eu mi-am luat aici o pereche de pantaloni, de pijama. Dacă bine mă știți, ați văzut că eu în casă numai în pijamale stau, așa mă simt eu cel mai comod. Nu pot să port blugi în casă și să fac treaba nici așa și când ies afară și port blugi pe mine, parcă sunt, nu știu, parcă trebuie să stau așa, ca să nu mă deranjeze. Și da, am luat această pereche, este mărimea 8-10 de la George și acest tricou tot de la George.
cu toate că eu port 12, dar i-am pus așa pe lângă mine și arată destul de, de bun. Acum vedem. Mie mi se par destul de bun. Și aceștia tot Olira au fost și am luat ori Catalei, ori Alanei, nu mai știu cine cui am luat asemănător. Aici am pantalona și mărimea 2-3, într-o de la George, de pijama. Să vedem de care sunt bune, ori de Catalea, ori de Alana. Aici am luat Catalei, o bluziță foarte, foarte frumoasă. Aceasta, nu știu, cred că tot de la George. Da, este mărimea 5-6 ani, dar îi vine așa pe corp și nu cred că o să-i fie mare. Pantalonașii, oare de unde sunt? Tot de la George. George înseamnă Asda. Așa, aici tot o pereche de pantalonași, una jumate, doi pentru Alana, tot de pijama. Acestea cred că i-am găsit set, sau nu mai știu, unuia i-am găsit set. Nu știu care vine, în fine, este o bluziță tot cu Pepa, dar cred că este una jumate, nu, 9-12 luni. Alana încă poartă haine de 9-12 luni. Este pentru acesta. Deci aceștia sunt pantalonași simpli de pijama. Catalee i-am luat aici, așa cum am eu, cum i-am luat eu pantalonii de pijama. Aici am luat Alanei o pijama tot cu Pepa, moartea lor. Vi le arăt acum ca să le bea la spălat, pentru că este destul de frumos afară. Așa arată și pantalonașii. Ce noroc am avut că mi-a zis Priscila, de obicei nu prea găsești și bluza și pantalonii, setul. Aici pentru Catalea, da, 4-5 ani, tot o pereche de pantalonaj de pijama cu Pepa, bineînțeles. Și un ultim lucru pe care l-am găsit, vai, sunt foarte frumoși acești pantaloni, de la Billy, tot de la George, 4-5 ani, o pereche așa de pantaloni eleganți. Aici jos sunt așa evazați și în spate au așa o crăpătură, foarte, foarte drăguți. Și da, mi se pare un preț extrem, extrem de bun. Ia să vedem. Da, 14 produse. 29 de lire. 6. Da, atâta am avut să vă zic, cred că, nu știu exact ce o să mai filmez astăzi sau dacă o să mai filmez. Mă duc acum să le bag pe acestea la spălat, să văd ce le fac fetițelor să mănânce pentru că le este foame. Și așa sunt foarte morocănoase după drum pentru că am prins aglomerat, am prins un accident ceva și am mai stat o jumătate de oră, sau chiar 45 de minute în plus pe autostradă. Și noi dacă nu ne auzim astăzi, cu siguranță să ne auzim mâine. Dragilor, este luni, abia ce am ajuns acasă, astăzi n-am stat deloc acasă, am fost doar pe drumuri cu mașina, v-am mai zis eu, dar ce e important e că am rezolvat cu ea. Am venit de la Tesco, am făcut câteva cumpărături și am zis să vi le arăt și vouă, de ce nu? Nu știu exact dacă sunt, nu pot să le numesc cumpărături săptămânale. Nu știu exact ce fel de cumpărături sunt, vă zic sincer, pentru câteva minute. Și am luat așa, niște bacon neafumat, uite unde le las, și bacon afumat, direct așa tăiat, pentru că vreau să fac aseară niște paste cu blue cheese, piept de pui și ciuperci. Și o să folosesc jumate din acesta afumat și jumate neafumat. Lapte tot pentru paste. Aici am luat o caserolă pentru că toate caserolele mele s-au făcut, da, mami, s-au făcut urâte și aceasta era la ofertă în Tesco. Acestea sunt cele mai bune, am mai avut în trecut și chiar mi-au plăcut mult. Am luat una pentru că nu-mi trebuie mai mult de una. Aici am luat un kilogram de piept de pui. Mai aveam piept de pui în congelator, doar că v-am zis, chiar n-am avut timp să scot astăzi, n-am avut timp să stau acasă și așa astăzi am mâncat numai prostii și iar o să-mi fie rău, dar în fine. Și acesta era la ofertă, la ofertă mă refer cu club card, dacă ai club card din acela de la Tesco. Aici ceva nou pentru mine, nu am mai luat,
nu știu, dar ce conține piersici și caise sunt preferatele mele, așa că am luat să încerc să văd cum sunt. Am luat pâine pentru mine din aceasta neagră și nu cred că are semințe. În fine, este bun, am mai mâncat. Pentru copilaș, hopa, am luat din aceasta așa pentru că lor le place. Și vă zic sincer, mie această pâine mi se pare cea mai bună de la Hovis. Cred că îi zic bine. Cred că am văzut decât în Tesco și Morrison. Nu știu celelalte magazine dacă am văzut. Aici au luat fetițele o din aceasta de gummies, dar o să mănânce după masă. Aici am un sos pentru paste. Nu știu cum este, n-am mai folosit. Am luat paste din acestea pene pentru astă seară și am găsit, bine, am găsit și acum două dăți paste din acestea care se gătesc repede, în 5 minute, vă zic, sunt foarte bune. Și am mai luat și acest, ce iubita mea? I love you. I love you, mami. Hai că acum facem mami papa, da? Și am mai luat și acest coș și acesta a fost la ofertă. Facem mami white pasta astăzi. Da, mami, pentru tine. Bun, aici am ciuperci tot pentru paste. Sucul acesta de clementine este foarte, foarte bun. Cred că știți, v-am mai zis eu de el. Acesta și mai este unul. Breakfast juice sau ceva de genul, da, mami? Juice? Ce faci? Eu nu am covare prin casă pentru că am spălat toate covoarele, sunt afară la uscat. Am făcut o grămadă de treabă zilele astea, dar asta nici n-am mai filmat, dar vă zic eu. Căpșunele pentru fetițe, brânză din aceasta, blue cheese. Catalea și-a luat această pastă de dinți pentru că nu mai are, doar că nu știu dacă o să-i placă, că este cu mentă. Vedeți? Doar că ea a zis că este cu strawberry și că o să îi placă. Nu știu. Vedem. Soft cheese pentru fetițe care, na, ele o mănâncă mai în fiecare dimineață. Din nou brânză, pentru că mie îmi place să pun jumate din aceasta și jumate din ce v-am arătat anterior. I-am luat lui Costi lapte din acesta de soia, fără zahăr. Și mie îmi place foarte mult acesta, are foarte puține calorii. Mami, ce faci acolo, iubito? A, pui bendici? Bine, mami. Are, ia să vedem, pe 100 de mililitri doar 33 de calorii. Foarte puțin. Din nou căpșunele. Ușor, mami. Nectarine, preferatele mele și ale Alanei. De se vede, eu ce am mâncat în sarcina cu Alana, măsline, nectarine, prune. Și ce am mai mâncat, nu știu, ăstea îmi vin deocamdată în minte. Ea moare după ele, deci pur și simplu mănâncă cot la cot cu mine. Tot un sos așa pentru pastele carbonara. Nu mai, mami, s-a terminat. L-ai terminat, mami? Păi bei de azi dimineață din el, suflet. Ia arată, ce e acolo? Ce e acolo? Ce ai avut acolo? Jus? Jus? Bravo, mami! Te-ai udat? Da? Nu știu cum este, nu cred că am mai luat. Am luat ceva asemănător, dar nu mai știu de la ce firmă și nu mi-a plăcut așa de mult. Și am zis să-l încerc și pe acesta, pentru că această firmă chiar este bună. Ce am luat pentru Costi, două din acestea de soia. El în țară mânca foarte, foarte multă soia. Fetițele s-au dus la sertarul de dulciuri. Mami, ce faceți acolo? Am bine, mami. Sweets după ce păpăm, da? Da, mami. Vedem, mami, cioco sau gummies. Trebuie să fiu atentă pentru că în ultimul timp tind să se ducă la dulap cu dulciuri și nu prea sunt de acord cu foarte multe dulciuri, dar asta este altă poveste. Cum ziceam, el mânca foarte, foarte multă soia când eram în țară, iar aici nu prea am găsit cum este la noi în țară, la pungă, să o fierbi. Am găsit decât așa, mi se pare un pic cam scumpă, vă zic sincer. La noi sunt destul de ok ca și preț. Ce, mami? Ce aveți? Dă-i, mami, și un pic, te rog. Te, mami, șerci și cu ea, te roagă, mami.
Deci un pic și apoi le iei înapoi, da? Așa, stați că trebuie să și filmez aici, să mă și împart între ele. Și nu mai știu cât a fost una din aceasta. Lui îi place să-și o facă în tigaie cu 2 stropi de ulei. Este foarte, foarte bună, dar v-am zis, mi se pare un pic cam scumpă. În țară le găsești mai ieftin. Da, mami? Cioco? Cioco? Păi ai păpat mâncărică? Nu, că iar dai pe jos. Ai păpat food, papa? Papa. Face mami pasta? Cioco. Cioco? Leșin. No, sister, you need to eat. Ia, ia. Ce faci acolo, mami? Alana? Dau. Ce dau, mami? Cioco. Nu, mami. Mami, ice cream? Ice cream after you eat. Deci uitați, așa faci. Așa faci. Și acum se pune pe plâns. Ai de mami. Hai să facă mami papa și apoi ei, da? Ia uite ce ai făcut pe tine. Aole, ce urât ești când plângi. Mâncați ești cocoul tău. Hai de vinu-ți dea mami pusică. Vinu-ți dea mami chisuliță. Chisulița mea. Da, faci acum la șantaj. Pentru că dacă îi dau acum, râde imediat. Ui, Giuțulina mea, de să pupi mami fata. Hai să pupi mami fata. Mami, ia spune cum faci telică Wiwi la poti. Cum face Ana Wiwi la poti? Cum face Ana Wiwi la poti? Nu mă mai înțeleg, trebuie să iau de aici. Asta vreau să fac acum. Aici este dulapul Catalei. Vedeți, sunt cam dezordonate. Pentru că în ultimul timp nu prea am mai ținut cont cum le-am pus. Aici sunt rochițe și haine de vară. Bine, mare și câteva training-uri lungi. Da, mami? Mulțumesc, uite, Catale. Thank you, uite. Nu, mami, nu, că l-a luat mami. Și vreau toate acestea de vară să îi le pun sus, să-i mai las cum i-am lăsat și Alanei, o rochiță, două, trei perechi de pantaloni scurți, că na, nu mai sunt multe săptămâni de vară, două, dacă nu mă înșel, și septembrie nu e așa călduroasă, dar v-am zis, le mai las câteva în caz de, aici are pijamale și, bineînțeles, câteva lingerii, v-am zis, le-am pus așa, foarte anapota, ca să zic. Și pijamale, la pijamale trebuie să-i fac curat pentru că multe au rămas mici. Aici are șosete și maieuri. Acestea cu siguranță nu o să le dau. Și jos ar trebui să fie haine de grădiniță și lingerii. Mă pun imediat să le fac. Ce e mic, după cum bine știți, le pun sus pentru Ana. Și ce e bun și de sezon rămâne aici. Terminat și aici, mai am să strâng decât hainele pe care, de exemplu, acestea. Hainele acestea o să le pun sus pentru Ana, păturile acelea o să le pun tot așa sus pentru vara viitoare, pentru că de acum o să învelească cu pilota. Sau probabil o să mai las pe asta cu Pepa, că asta e preferata ei. Acelea sunt de aruncat pentru că s-au făcut urâte. Iar acesta deja este un sac pe care o să-l pun sus. Sunt și de ale Catalei de vară și pentru Alana, dar le-am pus pe toate într-un sac pentru vara viitoare. Și mai trebuie acestea. Aici sus i-am pus rochițe. Vedeți cât de puține am rămas. Trebuie să-i fac stocul din nou. Da, mami? Ce e? Să-ți faceți ție, mami, ciz acum. În spate are hăinuțe groase, are doar câteva din câte se observă. Aici câteva rochițe și
cred că un sarafan, dacă nu mă înșel, cred că acesta, care trebuie dat cu bluziță. Aici am oprit maiuțele pe care eu oricum o să le dau pe timp de iarnă, pe dedesubt. Iar aici i-am mai oprit 3 costumașe de vară cu pantalon scurt și mânecă scurtă, pentru că v-am zis, nu știu exact, poate mai sunt câteva zile, cu siguranță nu o să mai fie zi de zi cald. Și de aceea i-am oprit câteva, că pe acestea imediat le iau și le pun. În spate, cu atâtea pijamale a mai rămas, dintre care 2 sunt cu mânecă scurtă și acolo trebuie să-i fac stocul. Aici i-am pus șosetuțe. Ce faceți, mami? Ana, nu e voie, mami Cola. Alana, nu e voie, mami Cola, e periculos? I-am pus șosete și chiloței. Din chiloței am mai făcut curățenie, care să rupsăsiră, să făcuseră urâți. Aici colanți și blugi și bluzițe. Nu are nici aici foarte mulți, pentru că din nou i-am pus sus. Iar în spate are haine de grădiniță, prosoape și lenjerii. Atâta, am terminat. Noapte bună! Noapte bună! Îi dai lui baby cuddle? Îi dai îmbrățișarul lui baby? Da? Faci nani? Nina, nina? Bye, Ana! Bye! Bye, Ana! Hai, spune bye, Catalina. Bye, sister. Good night. Good night. Peek-a-boo. Peek-a-boo. Haide, mami. Bye, Ana. Uite aici, ți l-am pus pe baby aici lângă tine. Da? Noapte bună!